Bine ați venit la Încearcă să nu te sperii challenge, unde doar 1% reușesc să câștige. Ați auzit foarte bine, băi și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la o nouă reacție creepy și specială la mine pe canal. Astăzi facem un nou Încearcă să nu te sperii challenge, unde avem două filme horror foarte interesante. Primul, fraților, pe lângă faptul că este un short horror film, este vorba de un short supernatural horror film, unde e vorba despre o fată care se pierde în deșert și nu știu, dă de niște creaturi super, super ciudate. Cam asta este trailerul filmului. Nu m-am uitat eu la tot filmul că nu vreau să-mi iau spoilere. Și după mai avem încă un film ceva mai scurt, dar și ăla la fel de horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și pe lângă chestia asta, fraților, vreau să, cum îi zice, vreau să vă zic regulile. Trebuie să vă uitați la tot videoclipul fără să dați skip și să nu vă puneți mâinile la ochi sau la urechi, pentru că așa practic v-ați descalificat din challenge. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Dryland se numește primul. Hai să vedem. Let's go, baby. Deci vedeți această fată, nu știu dacă... Nu, ok, nu în deșert, pentru că asta nu este deșert. Na, într-un loc de ăsta super ciudat. Poți zic că e deșert. No. Ba da, deșert. Sau niște vorbe. Se aude ceva, frate, se aude cineva care vorbește. A, ok, fraților, deci asta merge singură prin deșert, nu știu ce caut aici, a? Și are un casetofon de vorbește cineva, nu știu dacă vorbește ea cu cineva sau ascultă pe cineva cum vorbește, la radio sau ceva. La radio, în deșert. Da, v-ați prins. Hopa! A găsit o brichetă? A, ok, deci este ceva la radio, pe bune, că a zis ăla, nu știu, toți ăștia aventurierii, toți cei care călătoresc să aibă grijă, nu știu ce. Ok, deci a găsit o brichetă. Și a găsit și o mașină, asta cred că e mașina ei, nu? Ok, asta trebuie să fie mașina ei. Da, e mașina ei. Sora mea, ce ai căutat în deșert? Ai o problemă? Se aude în continuare radio-ul. Ok, let's get this. Închide asta, sora mea, că ne rupe deja pe creier. Bro, nu cred că se întâmplă asta. Bă, asta e mijlocul deșertului, nu-i merge mașina. Să ți se strice mașina fix în mijlocul deșertului. Bă, oprește odată radio ăla că-mi stă pe creier. Hopa. Bro, la radio asta s-a dat căci că un anunț de la șeriful orașului. Acum 3 zile au fost dați dispăruți doi adolescenți, dacă îi vede cineva. Și cred că asta a găsit bricheta unuia dintre ei care sunt dați dispăruți. Jesus. Holy shit. Nu merge mașina, bro. Nu merge mașina. Sora mea, și ce faci dacă nu merge mașina? Mergi pe jos? Unde să mergi pe jos? Ce poți să facă? Trebuie să sune, nu la poliție. Să sune la pompieri, să-mi zice ceva să o ajute. Gata, s-a terminat radio în sfârșit. Ce o să facă, bro? Cum... Chiar sunt curios, cum scap din situația asta? Ce e aia? Oh my god, cred că sunt flare-uri! Bro, sunt flare-uri, Daria, gen să vadă că e lumină pe acolo. Bro, pe bune, nu poate să facă nimica? Asta prinde doar stație radio, nu poate să sune, gen să ceară ajutor? Psst.
Iar ăsta vorbește de călători și pe asta se joacă cu bricheta. Uite, are astea trei acolo. Se burează semnalul, se burează semnalul de la radio. Shit. S-a făcut noaptea, bă, dar ea ce plănuiește să facă, man? Să stea aici? Efectiv, să piardă timpul aici? Bro, e cineva afară. Frate, e cineva afară. Oh my god, a început radio-ul și e cineva afară. E cineva afară, bro. Oh my god. Aveți grijă. Auzi ceva? Asta e singura sursă de lumină pe care o are? N-are și ea o lanternă? Sora mea, te-ai dus în pustietate fără o lanternă. Asta e prima chestie pe care trebuie să ai la tine, lanterna. Păi se aude ceva, e ceva pe aici. Bagă-te mașină că poate e un animal, doamne ferește, un animal de ăla te poate să te omoare. Un leu, cine știe. Iar începe... Jesus... Fraților, deja devine... Nu știu... Vibe ciudat. Bravo, sora mea, lasă că e bine ce se întâmplă, că știe lumea că ești aici. Fraților, până la urmă știe lumea că e aici. Adică trebuie să vedem și partea bună, numai partea proastă a lucrurilor. Canalul 1. Vede ceva în față. Oh, holy shit, v-am zis, fraților, e ceva paranormal. E some paranormal shit. Este ceva paranormal, man. Ceva ce nu ne place. Channel 1. Bro, ce naiba se întâmplă? Bravo. A dispărut ăla de acolo, dar vine și mai aproape. Mamă, credeam că e cu ea în mașină. Așa, așa, crezi la fel. Ok. Stai, e închisă ușa? A vrut să vadă dacă e închisă sau dacă e deschisă? A, ai o lanternă, wow! De ce n-ai folosit-o atunci? S-a închis sau deschis aia? Bă, fraților, gen, e paranormal, bro. E straight up, gen, se închide, se deschide totul. E supranatural. Mamă, de ce vine lumina roșie din spate? E de la alea? E de la alea. E pe mașină, bro. Holy shit. A sărit jos. Ia uite, l-a trecut pe acolo. De ce stau, bro, extraterestru? Ești lângă area 51, sora mea. Asta e strălea de extraterestru, fraților. Mai ales la cum arăta, uitați-vă la el. Bă, ce e aia, bro? Ce dă acolo la manivelă? Ce se întâmplă mai exact?
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Opa! E o persoană, bro, care are picioare de persoană, man. Na, nu e o persoană, ok, na. Nu e o persoană, da. Te-ai dus, sora mea. Ia ce s-a întâmplat? Bro, uite o casă acolo. Acum asta de la radio, că asta a fost dată dispărută. Holy shit, bro. Și uite și radioul ei aici. Acum a găsit și ea bricheta. Oh my god, și aici s-a terminat, fraților. Băi, a fost un film horror foarte mișto. Nu a avut jumpscare-uri, dar hai să trecem la următorul. Adică să nu mă înțelegeți greșit, fraților, chiar mi s-a părut un film horror, gen horror, dar n-a avut jumpscare-uri. Dar hai să vedem cum o să se descurce ăsta. Se numește Quiet și este de la Acme Official. Știți deja Acme Official? Hai să vedem. Este vorba despre cea mai... cum îi zice, nu știu dacă ați văzut vloguri de genul, mai sunt foarte populare în America, în cea mai, nu știu, o să zică, quiet, cea mai silențioasă cameră, liniștită cameră din lume, genul de cea mai mare liniște și efectiv e atât de horror, pentru că îți auzi sângele cum îți curge prin corp și o iei razna, îți dai cu capul de pereți. Exact, și se zice că 30 de minute în această cameră o iei razna, pentru că auzi cum îți curge sângele prin vene, gen atât de liniște e. Asta o să stai aici 45 de minute pentru că vrea să spargă recordul mondial. Ok, interesant, vreau să văd asta. 45 de minute. I guess it's not the world's quietest room if I keep talking, so let's begin. Ok, a zis că nu este chiar atât de liniște dacă vorbesc. Așa, hai să rămâne. Mamă, frate. Începe să audă sunete. Și că când ești în această cameră, prima dată auzi sunetele urechilor. Ca un buzzing. Gata. Aude stomacul, v-am zis, fraților, auzi toate astea ale corpului. Cică devin simțurile tale mai bune. Și în curând o să-mi aud cum bate inima. Bro. Dacă faci puțină mișcare și după te oprești, auzi cum îți bate inima. Ok, simți și crezi că auzi. My sense of taste is definitely elevated. Zice că simțul gustului nu știu ce. Sense of touch elevated. Poate să se miroasă. Definitely elevated. Deci, bro, ce că eu crescut simțurile. Gen, simte mai multe chestii, adică aude totul, miroase totul. My breathing sounds. My voice is really loud right now. Mamă, fraților, nu mai poate, devine foarte sensibilă. Nu mai poate să audă sunete, nu putea să se audă cum vorbește și nu poate să vorbească mai tare. Se aude prea tare. Asta, fraților, pot să confirm, pentru că nu știu dacă vă n-ați pățit. Însă eu câteodată mai adorm cu telefonul, cu televizorul deschis, gen mai întotdeauna, și dacă am
dacă am prea tare volum mutat la televizor, efectiv mă trezesc fraților seara și gen, din timpul somnului mă trezesc și bă, volumul e normal, știi, bă, dar eu îl simt de parcă, mamă, de zic că bă, ce laiba se aude, de ce se aude așa de tare? Când de fapt nu se aude așa de tare. Gata. Își aude cum bate inima. Wow. Wow, sorry, nu vine să cred, dar... Își aude cum respiră. Aude totul, fraților, gen... De-aia e razna, că auzi totul. Vă dați seama, fraților, cât e... E prea ăla. Sora mea, haide Natalie, bravo Natalie, ai rezistat 2 minute 30. Ce ziceai, că bați recordul mondial? Oh, shit. Bro, cumva a surzit? Bro, cred că a surzit. A surzit, fraților. Oh my god, și aici s-a terminat, fraților, a surzit. Ok, băi și fete, cum am văzut cu acest episod, băi, au fost niște filme horror, dar n-au avut jumpscare-uri, așa că bănuiesc că foarte mult s-a reușit să duce challenge-ul până la capăt. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem challenge-ul, de ce nu scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian, cu v-am papetoi și vă urez o zi minunată. Pa, pa!